Vai, unde mi sunt pantofii? Trebuie să plec curând. Unde sunt pantofii? Aduceți-mi pantofii! Vai, de ce mi-e părul așa încurcat? Ieri arăta bine! Fetelor, ce credeți, să pun obiecte colorate pe rochea albă sau nu? Fetelor, de ce vă agitați atât? Vom fi gata la timp! La timp? Deja am întârziat! Vă rog să găduceți pantofii. Bună, fetelor! Putem împrumuta niște ruși și machiaj? Ne-am uitat machiajele acasă. N-ați plecat ieri? Cum adică, Diana? Șoferul n-a vrut să conducă așa mult. Luați, fetelor, machiaj și ruși și plecați, vă rog mult! Mulțumim, Diana! Am făcut patul și am aruncat gunoiul. E totul curat acum. Mulțumim! Oh, știți ceva, fetelor? Azi e o zi magică. Nici Lealea și Iana nu mă pot supăra. Sunt așa entuziasmată să dansez cu Timur. Nu-mi vine să cred că se va întâmpla așa ceva. Fetelor, nici nu vreau să mă pregătesc. Fetelor, ajutați-mă să iau rochia, vreau să o port odată. Rochii, ce frumoase sunt. Stop, Iana, aveai altă rochie? Da, Lealea, dar am schimbat-o când dormea Diana. Îmi plăcea mai mult asta. În sfârșit, fetelor, cred că nu mai place rochia mea. Diana e frumoasă. Serios? Da. Bine, așa să fie. Am ales, deci o voi purta pe asta. Stop, Diana, asta nu e rochia pe care i-o dăduse și ieri Iarnei? Pe bune, a făcut asta? Bine, va intra în anul nou fără rochie. Deci, fetelor, să-i uimim pe băieți cu rochiile noastre. Să mergem! Lealea, arăți minunat! Oh, mersi, tu arăți și mai minunat! Cred că arătăm mai bine decât fetele din camera cealaltă. Da. Știi ceva, Iana? Toată școala va fi șocată când ne va vedea. E timpul să plecăm. Haide! Da. Wow! Iana, stai, asta e rochia mea? Vai, Diana, și-a ieșit din minți și-a schimbat rochia. Da, Diana, era a ta cum e a mea. Arată mai bine pe mine, apropo. Știi ceva, Iana? Ai noroc de obicei. Dar acum sunt în stare să ți-o dau jos acum. Și să mergi la școală goală. Să nu încerci să faci prostii la petrecere. Vom vedea. Vai, fața mea e atât de umflată. Ceva tot mă va ajuta. Trebuie să găsești ceva. Vai, păr verde, poți mai repede și ar trebui să mă machiez. Voi, mă gândesc la cum va fi Dima când mă va vedea așa de drăguță. Eu mă gândesc la Costea când mă va vedea fără machiaj. Gigi, sunt așa emoționată și îngrijorată. Iulia, nu te îngrijora. Ai o rochie minunată, vei arăta uimitor. Crezi? Sper să-mi vină, atâta sper. Sper ca Patrick să nu fie supărat pe mine pentru că rochia e atât de scurtă. Rochia mea e așa de drăguță, voi fi ca o cenușă rasă astăzi. Iar eu ca o zână, e așa de minunat. Toți vor fi uimiți. 100%. Ok, Iulia, sper că suntem cele mai drăguțe de la petrecere. Gigi, cu siguranță vom fi cele mai drăguțe. Ok, bine, să mergem. Wow, Zine, ești așa de frumoasă. Tu ești și mai frumoasă. Deci mergem pe școală? Da. Deci, rochile sunt cu siguranță drăguțe, dar părul e tot ud. Dragilor, bine ați venit la petrecere! Sunteți gata să faceți gălăgie fără fete? Am înțeles, băi, nu există petrecere fără fete. Deci, să le primim pe fete, haideți! Sunteți pregătiți? Primele fete sunt Carina și Păr Verde. Bună! Haideți să le primim! Intrați, fetelor, Carina și Păr Verde! Da, suntem cele mai drăguțe din școala asta! Păr Verde e minunată! Uită-te la Carina! Deci, băieți, aici vă sunt iubitele. Să le primim pe următoarele. Haideți! Ratatele! Păr Verde, arăți minunat! Arăți așa bine azi! Bună, băieți! Am încercat să ne îmbrăcăm frumos, ce credeți? Vă place? Doamne, am orbit atâta frumusețe, Iulia, ești așa de frumoasă, Doamne! Gigi arată ca o bombonică. Elevați-vă, fetele, urmează majoretele Frox, haideți să le primim. Frox! Primiți cele mai tari fete, majoretele Frox. Chiar dacă suntem singuri acum, anul viitor vom ieși cu cineva. E minunat, e minunat! Vai, unde sunt majoretele, banii? Le vor bate pe toate. Îmi place mult de Zenia, o voi face iubita mea în seara asta, să vezi. Aproape toate fetele sunt aici, dar le așteptăm pe cele mai drăguțe, cele mai deștepte, reginele școlii, majoretele banii! Primiți starurile acestei școli, majoretele banii! Fetelor, arătați minunat, voi sunteți starurile acestei școli! Noi arătăm mai bine, arătăm mult mai bine, suntem mai bune! Desigur, uite de la ce rochii urâteau! Dima, nu te vei uita la de azi, așa? Păr verde, azi mă voi uita doar în direcția ta. Banii sunt cele mai tari. Cum arăți, Smiley? Incredibil. Mersi. Ești așa de frumoasă. Mersi, Timon. Ești așa drăguț azi. Mersi, Max. Unde e? Da, am plecat. Aici avem cei mai frumoși elevi din școală, dar avem și doi oameni fără pereche, Brovatski și Nastia. Mersi, profesor Mike, dar nu voi face pereche cu Brovatski, mai bine singură. La fel zic și eu. Atunci nu fericit și să... Haide să petrecem până la urmă! Ce? Petrecere fără noi, fără șobolani? Ați uitat de noi? Vai, cum au uitat de ele? Cine are nevoie de ele? Ele pot striga totul. Rochia asta îmi pare familiară. Smiley, las-o așa. Am uitat de două fete, dar acum toți suntem aici. Să înceapă petrecerea! Ce păcat că ați uitat de noi, profesor Mike, ce păcat! Dima, știi ce-mi doresc de anul nou? Ce? Să fim împreună. Super! Ce dorință ai tu? Nu știu. Patrick, arăt bine azi? Ești cea mai frumoasă fată de azi. Patrick, știu asta, mersi. Diana, sunt așa fericită. Knopa și eu. Elevi, să petrecem, vă iubesc, sunteți cei mai tari. Leala, sigur ne va chema cineva la dans. Să nu mai așteptăm să dansăm împreună. Bine. Nu înțeleg, arătăm așa bine, de ce nu dansează nimeni cu noi? Pentru că toți au iubite. Să dansăm împreună. Bine. De ce te uiți așa la mine? Doar mă uitam și eu. Nu voi dansa cu tine, îmi place de altă fată. Cui pasă? Zenia, vrei să dansăm împreună? Nu, dansează cu mine. Scuze, blondă, dar vreau să dansez cu un băiat. Trădătoare. Smiley, e cam cald, să luăm o limonadă. Ok. Stai o secundă, Timur. Te mergi. Mă întorc. Diana, să bem în cinstea unei relații lungi. Ok. Diana, ai timp o secundă? Da, Knopa, la fix. E foarte important. Smiley, mă întorc. Sper să nu dureze. Profesor Mike, mulțumim pentru petrecere. Distracție, baby, plăcută. Knopa, ce moment potrivit. Vorbeam cu Smiley, nu știu dacă ai văzut. Înțeleg, dar e urgență. Ai o gumă? Da, am. Azi voi sta cu Timur și trebuie să am respirația proaspătă, că am mâncat salată cu ceapă și mai devreme. Deci ai gumă. Da, îți voi da. Mult succes. Mersi, Diana. Nastia, de ce nu te distrezi? De ce să o fac? Sunt singură, ai s-a plecat. Nu mi-a trecut prin gând că pot fi singură la petrecerea de anul nou. Nastia, de ce îți faci atâtea griji? E petrecerea de anul nou, trebuie să dansezi și să te distrezi. Îl vei vedea pe Ice după aceea. Dar deocamdată tot singură sunt. Nastia, treci pe ringul de dans, ai înțeles? Haide! Nastia, scuze, eu iau pe Diana pentru o secundă. Nastia, o spun din nou, distrează-te! Brovatski, unde mergem? E prea cald aici, să luăm aer proaspăt și să vorbim. Să mergem. Unde crede el că o duce? Cred că-mi pierd o prietenă. Dima, am obosit. Vorbești la petrecere, să dansăm. Lasă-mă să mă odihnesc puțin. Diana ar fi dansat toată noaptea. Dima, nu m-a comparat cu Diana. Auzi, Diana, m-am plictisit să nu fiu luată la dans. Mă duc. Unde mergi? Iulia, pot dansa cu iubitul tău? Nu. Haide, e o petrecere, trebuie să mă lași. Puiuț! Carina, ne mai învârtim mult. Până la răsărit. Vreau să dansez cu un băiat. Costea, voi dansa cu tine. Ei, Costea. Carina, te iubesc. Te iubește, e doar un dans. Atât. O urăsc, Costea, doar un dans. De ce am plecat de la petrecere? Pe bune, Diana. E o petrecere acolo. Voiam să ne facem promisiuni unii altora. Ce? Nu vă vom părăsi, fetelor. Nu. Nu la asta mă refer. Vreau ca și anul viitor să fim uniți și să nu ne despartă nimeni. Să avem încredere unii în ceilalți. Da, să fie minunat, să fim împreună. Iar eu vreau ca voi, fetelor, să ne promiteți că nu vă veți despărți de noi anul viitor. Haideți, promiteți. Promitem! Dar voi promiteți? Promit, Diana, nu vei avea probleme cu mine. Vreau să-mi promită Knopa că va merge cu mine la filme uneori. Da. Knopa? Mă bucur că ai discutat cu tatăl meu, dar știi că nu mă lasă să ies așa de târziu. Nastia? Ce Nastia? Eu am terminat aici, mă duc acasă. Oh, Nastia, de ce ești așa de tristă? Pe bune, fetelor, m-ați lăsat singură acolo, eram singură, nu aparțin grupului vostru sau ce? Ups, fetele au probleme. Unde e Ice? De ce nu e cu Ice? Nastia, normal că ești împreună cu noi. Haide, dă-ți jos geaca și stai cu noi, vino. Apropo, ne făceam rezoluții pentru anul viitor. Ce rezoluții? Că noi, ca și grup, vom rămâne uniți mereu. Brovațchi, ce voiai să-mi spui? Zenia, hai să fim onești. Te plac mult. Serios? Și eu te plac. Eu sunt singur, tu ești singură. Poate putem încerca ceva. Serios? Chiar crezi că ne-am potrivit? Chiar cred asta. Am fi un cuplu drăguț. Brovațchi, sunt... Ai, ce hai, Zenia? Cum ai putut? Cum? Ți-ai lăsat prietena singură la petrecere. Blondo, de ce ești supărată? De ce se tot bagă prietenii în relații? De ce au impresia băieții că pot lua pe oricine? De ce? De ce? Blondo, te rog, lasă-ne singuri, azi e o zi așa de minunată. Vom vorbi despre asta mai târziu. Nu va exista mai târziu, nu mai ești prietena mea. Blondo... Crede-mă, își va reveni, deci crezi că noi doi putem fi împreună? Nu știu, trebuie să mă mai gândesc. E ok, Zenia va fi a mea, iar Blonda nu ne va sta în cale nici când. E ok? Da, Knopa. Vai, Diana, sunt așa emoționată, ar trebui să-l sărut pur și simplu. Knopa, da, sunteți împreună, vă veți obișnui cu sărutatul. Ok, voi merge să-l sărut. Knopa, nu mai tremura, o faci sau nu? O fac. Bine, atunci du-te și sărută-l. Bine, mă duc. Mult noroc, Knopa. Ah, ce petrecere frumoasă e azi. Să-l găsesc pe Smiley. Smiley! Diana! Știi ceva? Știi ceva, Diana? Nu ne plac rochile astea. Sunt prea grele. Ne-ai dat intenționat rochii grele ca să nu dansăm astăzi. Fetelor, mereu e ceva ce nu vă place. De ce sunteți supărate tot timpul? Ieri erați mulțumite. Stop, Diana, stai! Dă jos rochia. Fetelor, ați înnebunit? Da, Diana, eu o port pe a ta, tu pe a mea. Nu vreau, fetelor. Da, o vei purta pe a mea. Vino cu noi. Hai. Max, ai văzut-o pe Diana? Nu, Maria, miroase așa frumos. Știu. Dim, ai văzut-o pe Diana? Ascultă, Smiley, eu nu mă uit după Diana, n-ai observat asta? O, Doamne. Blondo, te rog, nu fi supărată pe mine. Du-te de pe mine, nu vezi că dansezi? Du-te să vorbești cu iubitul tău. Uite, Patrick, în curând voi face 17 ani, știți ce m-am decis? Să îi spun mamei că mă mut, că plec de acasă. Costi, auzi ce tare vorbește Gigi despre mutat? Minte, la fel a zis și anul trecut. Poți sta aici? Gigi spune basme acolo. Ați văzut-o pe Diana? Nu, n-am văzut-o. Cred că e cu Knopa în baia cafenelei. Bine că e cu Knopa, mersi. Knopa, ce facem aici? Păi ce crezi? Nu știu. Vreau să te sărut. Oh, ok. Stop, ai mâncat ceapă? Știi că sunt alergic la ea? Ups, deci nu ne vom săruta? Normal că nu, dacă vrei să te vezi cu mine și să mă săruți, trebuie să renunți la ceapă. Bine. 1, 2, 3, 4, 5. Fetelor, nu vă dau rochia mea. Așa faci, Diana? Ne vei da rochia, vreau să dansez. Nu înțelegi că toți ne dau la o parte pentru că avem rochii prea lungi? Fetelor, lăsați-mă în pace. În primul rând sunt rochiile mele, în al doilea e petrecerea mea, iar eu trebuie să stau cu Smiley. Dacă faci asta, Diana, vom sta toate petrecerea în baie. Da, toate trei, iar Smiley va dansa cu altcineva. Vai, fetelor, ce e cu voi? Știți ce-mi doresc pentru anul viitor? Să fiți și voi mai bune! Iar dorința noastră e să stăm cu tine la petrecere. În baie, da. Fetelor, nu vă voi lăsa să faceți asta. Diana, ești aici? Ce să... Nu voi fi silențioasă. Smiley, sunt aici, iar Lealea și Iana m-au încuiat. Diana, taci! Smiley nu trebuie să știe că suntem toate aici. Nu, fetelor! Smiley, ia cheia și deschide ușa, pentru că Lealea și Iana nu mă lasă să ies. Nu face asta! Imediat, iubito! Iana? Smiley? Smiley, noi doar vorbeam. Da, doar vorbeam. Smiley, au vrut să-mi ia rochia. Mulțumesc, Smiley. Cu plăcere. Voi, ciudatelor, dacă nu era petrecerea, vă puneam la punct. Smiley, calmează-te să mergem la petrecere. Da, Lealea, cui mai pasă de rochii, să dansăm. Să mergem, Iana. Smiley, ești eroul meu. Dragilor, Smiley și cu mine vrem să vă urăm un an nou fericit. Dați like, abonați-vă la canal și apăsați pe clopoțel pentru episoadele noi. An nou fericit, ne vedem în curând. Pa, pa! Să mergem să ne distrăm. Să mergem!